unii dintre noi foarte atenți. Altcineva mi-a spus până aia, când am ieșit acum afară, zice, foarte frumos, dar nu înțeleg nimic. Nici o problemă, zice, până să vă înțeleg mult mai bine, eu le spun altfel. Așa. Nu e prima dată când spun treaba asta, că venitul la biserică pentru unii este doar așa un obicei și întrebați fiind ce ai văzut la biserică, nu spune că a văzut pe Maica Domnului, cum spunea Ava, pe care ați amintit, nici pe Sfântul Ioan Gura de Aur, Ioan Botezătorul, nici, îmi spun eu, pe toți Sfinții și i-am învățat să se uite la Sfinții pe Biserie și să-i pomenească, pe toți Sfinții să-i pomeni, așa. Aia, că am văzut-o pe Cătălin, s-au văzut-o pe Cătălin, și era aia și înseamnă că nu l-ai văzut pe Dumnezeu. Bineînțeles că cuvântul din seara aceasta este înalt, este pedagogic, este la nivelul unui prodecan. Acum, părintele profesor poate să spună și cuvinte nou și așa, simple de tot, dar nu pentru asta l-am chemat. Cel puțin pentru noi, cei care suntem aici îmbrăcați în haina preoțească, l-am ascultat pe părintele la a fost cel mai interesant discurs. Nu știu ce a făcut la fericit o să zic atunci când a zis că părinte profesor, cum adică Dumnezeu să pocăiește? Puțin mai a făcut o remarcă la chestia asta. Înțeles că e traducerea acolo, dar o aminte. Deci a văzut, o să studieze problema și că nu e un om foarte inteligent, rar întâlnit la inteligență și o cultură cu asta, la fericitul părinte Daniel. Și ceea ce mă fascinează pe mine la această persoană întâi stătătoarea noastră este puterea de muncă. V-am spus-o de atâtea ori. Muncește în Florid, nu se poate. Deci, așa. Bun. Concluziile. Sau întrebările. Doamna Cristina. Ia zice stare. Aveți vreo întrebare? Da, așa da. Te rog. Psihologie se spune că această conștiință de sine se dezvoltă prin comparația cu ceilalți. Nu știu dacă se aude până acum. Se aude, da. Și spuneam că este pocăință, că este, de fapt, schimbarea percepției asupra păcatului. Din diverse motive ne lipsește, poate educația, depinde de... Eu cel puțin am crescut în epoca comunistă, când era interzis mersul la biserică. Și mă interesează care este perspectiva dumneavoastră asupra muncii psihologului, a psihoterapeutului și dacă este compatibilă cu cea a duhovnicului. Evident, ea poate fi compatibilă. Noi, la Facultatea de Teologie, am invitat un psiholog, cercetător și voi este cunoscut, Dimitri Avdeev, cred că și da, din cărțile mele. A făcut că... Deci, el a încercat să le îmbine pe cele două și a fost întrebat la un moment dat, în calitatea lui, el este și psihiatru și psiholog, este cercetător, a venit de vreo două ori la Facultatea de Teologie și a fost întrebat de cineva, domnule profesor, totuși zice dumneavoastră ca psiholog, nu vi se întâmplă prin empatie să vă îmbolnăviți de bolii de pacienților dumneavoastră? Pentru că ce se întâmplă? Duhovnicul are deasupra pe Dumnezeu. El este doar numai martor și un iconom. Lucrarea o face Dumnezeu. Aici nu știu, la psiholog, cum se situează el, dar Dimitri Avdeev a făcut o glumă. Știți ce a zis? Da, zice, se poate întâmpla să ne îmbolnăvim. Dar, zice, între noi circulă o vorbă. Asta s-o de el. Diferența dintre noi și pacienții noștri este că noi dormim acasă și ei dorm la zi. Acum, ce se întâmplă? El a spus-o ca o glumă. Problema este foarte delicată. De ce? Pentru că ceea ce înțelege psihologul prin psihie este una,
Ceea ce înțelege duhovnicul prin nefma, prin duh, prin spirit, este cu totul altceva. Că duhovnicul nu poate să facă abstracție de această legătură a Duhului, a Sufletului cu Dumnezeu și poate să existe o, să zicem, o psihoterapie care se apropie de Dumnezeu, însă acum sunt și foarte multe terapii care se întemeiază, de fapt, pe panteismul religiilor orientale. Terapii care, vă rog, duc în altă parte. Spre exemplu, aveam să constat psihologia transpersonalistă. Am citit, interesant. Ca după aceea să descifrez, făcând și istoria religiilor și știind deja, să descifrez, de fapt, panteismul religios oriental într-o cheie științifică. Dar, de fapt, nimic nu o subsoare. Aici era problema. Deci, este foarte delicat acum. Evident că luptăm pentru vindecare. Important este unde duce această vindecare. Pentru că la noi vindecarea nu înseamnă doar o ameliorare a unei stări, ci pentru noi vindecarea înseamnă altceva. Înseamnă o îndreptare a noastră spre viața care este viața veșnică. Înseamnă o apropiere a noastră de Dumnezeu, de Cel care ne-a dăruit viața, de Cel care ne-a dăruit noi la vieții. Deci este totuși altceva. Ori, în general, în psihologie se pornește la o premisă ateistă. Psihiul este psihie, poate să fie și un fel de manifestare a creierului și așa mai departe. Deci e foarte delicat aici să spun până unde poate merge psihologia și așa mai departe. Pe de altă parte, evident că orice efort pentru a-l vindeca pe om este benefic și medicina, se știe, este o mântuitorul instructor este marele medic. Să vedeți, vindecarea pentru noi înseamnă vindecare plenară. Deci omul este o persoană integrală, trebuie să privim persoana în integralitatea ei și trebuie să privim vindecarea numai într-o perspectivă a vieții veșnice. Pe de altă parte, aș vrea să mai trag atenția asupra unui lucru care mie mi se pare esențial. Apropo de terapii panteiste și terapii poftiți? Vorbim despre o psihoterapie ortodoxă. Acum, termenul este, să știți, controversat. Mitropolitul Ierotei Vlahu, care a publicat psihoterapia ortodoxă, a fost foarte aspru criticat de alții, mă rog, toți profesori de teologie, Vasilos Termos, cred că a fost la noi și a zis că nu trebuie confundate planurile. Poate fi o psihoterapie ortodoxă, pot fi integrate anumite metode și vindecare, pentru că e și o vindecare somatică, dar totul să nu se limiteze doar la ameliorarea unei stări. Trebuie să ducă spre ceva, spre Dumnezeu, spre viața veșnică, spre... Pentru că dacă ameliorăm doar așa de azi pe mâine, până la urmă, în sfârșit, tot într-o moarte definitivă. E foarte delicat subiectul, însă cred eu că dintre toți psihoterapeuții ortodoși, cred că Dimitri Avdeev reușește să facă această negociere. Și eu l-aș recomanda. Au apărut la editura Sofia foarte multe lucrări ale lui Dimitri Avdeev. Simona, dar... Nu ai nicio întrebare. Nu, tu ai înțeles perfect, da? Acum, ca să... Ia, ieși de la după un moment. Am înțeles. Ca să mă apăr, așa trebuie să spun că nu știu cât de complicat. Acum, pe terapă, eu nu cred că am vorbit ca la studenți. Eu cred că părințimea și filiația și toate celelalte a fost o prezentare simplă. Simplă, nu am folosit nici termeni pretențioși, nici celelalte, cu atât mai mult că am aplicat pe viața noastră de creștin. Deci,
părinte nu sunt de acord că dacă îmi permiteți, părinte profesor, aș da eu o întrebare. În plan comparativ, vedeți o deosebire, fiindcă ați trăit câțiva ani buni în Grecia, la Tesalonic, o deosebire de abordare, de tratare, de înțelegere a tainei pocăinței, a spovedaniei în Biserica Ortodoxă Română față de Biserica Ortodoxă Greacă, respectiv la credincioșii noștri de aici față de credincioșii de acolo. Ați punctat, ați amintit deja ceva în... Da, eu am amintit ce se întâmplă. Sunt niște prejudecăți care se vehiculează și vă spun asta ca unul care am stat 6 ani în Grecia, am slujit liturghia, e adevărat, numai ca diacon. Eram diacon pe perioada studiilor. Și am auzit și foarte mult dintre profesorii noștri că grecii nu se spovedesc și așa mai departe. Nu cred că trebuie să generalizăm. E adevărat că în partea sudică s-a ajuns la oarecare, adică se împărtășesc fără spovedanie sau oricum împărtășanie este dată în ajor. Dar partea de nord, unde eu am slujit, deci eram în Tesalonic și în fiecare duminică și sărbătoare mergeam la Seres, în special la Seres, Mitropolit Dumnezeu să-l odihnească, Maxim de Seres, care nu știu de unde, dar ne iubea foarte mult pe românii. Și ne punea să zicem o ectenie, deci cererea, o cerere românește, una în grecește. Și ce-ar vrea să vă spun? Că aici am văzut o spovedanie ritmică, deci tot ceea ce eu v-am spus ca practică, o spovedanie ritmică și o legătură cu duhovnicul foarte apropiată. Deci ceea ce v-am spus eu, că cere binecuvântarea, povesteam domnul Serian Cemensețidis, care este un prieten românilor, el are mai multe librării și tipării, a tipării cărți și în limba română, cărți religioase. Și îmi spunea, el a fost ucenicul părintelui Filotei Zervacus. Și am spus, ce părinte, uite ce înseamnă ascultarea. M-am dus și am cerut binecuvântarea Duhovnicului, să fac o casă, uite aici, în afara Tesalonicului. Când am venit aici, era o pustietate. Soția mea a fost foarte revoltată. Am venit în pustietate asta, ce? Am luat, am cumpărat terenul ăsta, o sumă infimă. Acum, zice, aici n-aș putea cumpăra niciun metru pătrat. Și după aceea, zona aceea a devenit o zonă rezidențială, într-un fel. Și domnul Serian ne povestea, zice, uite ce înseamnă ascultare și binecuvântare. Se zice, totdeauna să ceri binecuvântarea, să ceri această binecuvântare. Și la ei am învățat mai mult decât la noi. Deci acolo am învățat în nordul Greciei, unde e adevărat, grecii care sunt în nord, Neeshores, noile localități, sunt veniți din Asia Mică. Nea Halkidona, noul Calcedon. Nea Iraclea, Noua Iraclea și așa mai departe, toate aceste lume. Ei, grecii aceia veniți din Asia Mică sunt foarte calzi și foarte apropiați ca temperament de noi. Eu m-am simțit copleșit de dragostea lor și vreau să vă spun că ei au conștiința duhovnicii, adică se mărturisesc la duhovnic. Și ceea ce m-a impresionat, întotdeauna cer binecuvântare. Părinte, dați binecuvântare să facă tare, să facă, încep o casă, orice. La călătorie, la fel. La ei am învățat lucrul acesta. Deci au o conștiință a paternității și a filiației domnicești, poate unii mai pronunțată decât la noi, pentru că eu mi-amintesc chiar și în satul meu natal. De 2 ori pe an, majoritatea se spovedeau. Asta se duceau acolo repede, făcând și alte treburi, dar nu era o preocupare permanentă. Doamne, întotdeauna să-L cercetez pe Doamne și prin cine? Prin duhovnic. Ce înseamnă? Îi cer binecuvântarea. Deci nu putem generaliza. E adevărat că în sud, în partea înspre Atena, sunt și asemenea obiceiuri de a se împărtăși fără spovedanie și așa mai departe, dar nu generalizăm. În ceea ce privește starea, eu m-am simțit foarte bine între cei din nord, la Seres, i-am simțit foarte apropiați. E adevărat că unii dintre ei sunt și vlași în zona aceea, unde află și erotei planul, este plan, dar mă rog.
chiar mă gândeam, discutam cu cineva, domnule, atâta, eu rotei placul după ce, de la 5:30 la 9:30, mă rog, am vorbit, eu am făcut o introducere în teologia Părintelui Sofronie și după aceea am vorbit Părinte Mitropolitul Erotei. Și după aceea am stat, știți, până la 12 noapte am stat. Am stat cu fiecare. Fiecare. Și trăgea concluzia cineva. Uite, domnule, zice, e placă, zice că se fac un greu, n-are atâta răbdare să stea... A stat până la 12 noapte, deci de la 5:30 la 12 noapte. Bine, nu generalizăm acest lucru, dar trebuie să spunem că avem și noi ce învățăm de la ei. Și, e adevărat, în partea de nord, se simte mult mai profund aliera Sfântului Munte. De ce? Pentru că duhovnicii... Eu am slujit la o biserică Sfânta Cruce din Sers, ca diacon. Am avut un părinte, Dumnezeu să-i dea sănătate. El, părintele Ioan, a fost la botezul fetiței mele. Eu n-am întâlnit un om cu atâta dragoste de oameni, de slujbă, mai iubit ca pe copilul lui. Și era român. Și vreau să vă spun că la biserica Sfânta Cruce venea de la schitul Sfântului Ilie un părinte duhovnic, la schitul Sfântului Ilie. Schitul Sfântului Ilie este schitul în care s-a înlocuit Vasile, Sfântul Vasile Dragoan Namorului și Paisie Bercicovski. Și acest părinte venea și spovedea. Avea fiii lui duhovnici așa acolo, deci părintele paroc i-a dat voie, deci se simte influența Sfântului Munte, cu paternitatea, cu apropierea. Și această relație cu mănăstirea, părinții, nu știu, la Crasnă, nu vin aici? Da. Deci eu știu la Crasnă, da. Am zis când în postul vine părintele, tip ce duc este la noi la biserică, cum slujbele, cum să da, nici nu știi când trece timpul. Prezența părintelui It sau părintele Nicodim sau altfel, părintele care vine și stă și ca și coboară din de acolo și vine. Dar eu am sensat o nuanță frumoasă la pe cu darea binecuvântării. Se cere, nu se impune. Părinte, dați binecuvântare, așa? Nu mai este vezi. Părinte, dați-mi binecuvântare, să fac toate lucrurile. Cum și dacă nu îți dau, poate îți dau vreo două. Deci e o diferență. Dați binecuvântare și așteptați răspunsul. Da sau nu? Nu impuneți. Păi eu vreau câte rău. Dați-mi binecuvântare, că nu știu ce. Și eu, ce să fac, să scap de tine? Bine, mă, du-te. Și lasă-mă, a, da, mă, asta vă rog ce, de unde, please. Da, și după spusul, thank you. Da, thank you, da. Very much, da, îmi grea că... Deci, da, altfel... Împărtășanie, Părinte Profesor, este o diferență între celor care se împărtășesc ei în Grecia și în noi? Eu n-am să... Asta cu tema cu împărtășanie ar trebui o altă conferință. În ceea ce privește împărtășania, într-adevăr, împărtășania și asta tot sub influența Sfântului Munte, e o istorie întreagă, a fost în vremea Sfântului Nicodim Maghiorit, o mișcare așa, Polivas sau Polivar, care a pus foarte serios și Sfântul Nicodim Maghiorit a fost profesorul împărtășanii. Noi pentru cine, de fapt, să fășim Sfânta împărtășanii? Sunt împărtășanii numai noi preoții duminica? Deci aici noi să fășim împreună, chemăm credincioșii cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Deci Sfânta Împărtășanie o săvârșim și pentru credincioși. Și mi-amintesc că Părintele Alexie de la Xenofont, starețul mănăstirii, nici nu mai știu dacă mai trăiește, a fost în 1992 la canonizarea Sfântului Ștefan cel Mare. Și când a văzut că din marea de oameni nu s-a împărtășit aproape nimeni, a zis, dar zice, pentru ce a făcut noi liturghia? Deci este, ei se împărtășesc mai des. Au o conștiință. Au conștiința împărtășanii. E adevărat, nu banalizăm. Cum spunea Părintele Filopan, nu-i borș. Nu, nu banalizăm, dar nu stăm ca simpli spectatori tot anul. Deci mă împărtășesc de Paște, de Crăciun, nu știu cum era la țară. În săptămâna dinaintea, da, dinaintea Paștelor, săptămâna mare, erau cu cozonă și cu asta trebuiau casa și așa mai departe. Și printre alte făceam și spovedare. Se ducea așa bătrâna cu 4-5 ouă la Părintele să spovedea, mai bârfeau și acolo și așa mai departe. Adică noi stăm departe de împărtășanie un an de zile și ne apucă credincia tocmai în treaba sărbătorilor. Nu este. De fapt, starea de aceasta de apropiere de împărtășanie și Sfântul Nicodim Maghiorit este aici genial. Noi trebuie să avem foamea asta continuă de a ne apropia de împărtășanie. E adevărat că nu ne împărtășim decât cu binecuvântarea. Nu împărtășania de azi sau rară
este problema care trebuie, deci e împărtășania cu binecuvântare și cu pocăință. De ce? Pentru că noi nu suntem vrednici. Noi nu suntem vrednici, dar ne pocăim. Sunt rugăciune pe care noi le rostim înainte de Sfânta Împărtășanie. Sunt cele 11 rugăciuni cu cred Doamne al 12-a. Asultate sunt de pocăință. Ne mărturisim, de putință, ne... Și atunci, nu că ne împărtășim, ne împărtășim cu pocăință. Cu pocăință. Suntem nesmerim, dar e un proces pe care trebuie să-l menții permanent. Și mai mult decât atât, cred că... Nu. Ce se întâmplă? Întotdeauna nevoința este o condiție a pocăinței. Deci noi nu vorbim de pocăință fără asceză. Și nu neapărat că ai postit tu nu știu câte zile și așa mai departe. Pocăința înseamnă mult mai mult. Pocăința înseamnă o conștiință a prezenței lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu. Cum spunea Părinte Arsenie Păpaceu, zice, Doamne, rugăciunea inimii este, Doamne, dar în clipa asta unde sunt? Și simtă zbunirea minții este și ea o rugăciune a inimii. Deci, cu pocăință. Și acum, Părinte, eu mă bucur tare mult de Părintele Chiril, că a introdus și în liturghierul nostru, dacă ați văzut, greci aveau, dar noi n-aveam. Deci, mă împărtășeam ea. Cinstitul și ca Sfântul Trup al Domnului și Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos se deniri cui? Nevrednicului preot. Așa, nevrednicului preot. Noi în liturghiere, dinainte să fim, nu aveam așa ceva. Se dă mie preotului cu tare. Nu? Anaxius. Doar trei luni. Anaxius. Doar trei luni. Ce trebuie? Așa se dă. Deci, nevrednicul preot. Și de asemenea, s-a înlocuit în liturghie, iarăși, un lucru care mie mi se pare deosebit și asta, arată că Părintele Chiril știe și limba greacă, are și asezare liturgică și este și, știe să se așeze în cult. A doua oară, în liturghie greacă, mă împărtășesc cu robul lui Dumnezeu, cu tare, nu este. În liturghiile grecești nu este. Și el a revenit și a spus, de asemenea, cinstitul și Sfântul Sânge al Domnului și Dumnezeu se dă mie nevrednicului preot. Deci noi aveam, prima dată spunea, cinstitul se dă trup, după aia mă împărtășește, nu te împărtășești. Dumnezeu te împărtășește, de asemenea cinstitul. Așa. Deci, noi trebuie să menținem o conștiință trează a împărtășanii. Foamea de Dumnezeu. Această împărtășanie trebuie să fie, de fapt, o conștiință ritmică. Pentru că dacă venim și stăm, Doamne, nu mă împărtășesc duminica asta. Nici cealaltă, nici cealaltă, vin ca un simplu spectator, plec înainte de predică, pentru că nu așa. De fapt, nu sunt în comuniune. Ori, se știe, Sfânta Împărtășanie este Fia Chinonii, este Sfânta Comuniune. Și trebuie să fim în comuniune, nu venim individual, mai luăm niște energii pozitive, negative, ne întoarcem fiecare la ale noastre. Nu, aici este vorba de altceva. Este, și apropo de pregătire prin post, da, este o pregătire, dar în același timp, nu numai o nevoință trupească, în sensul că doar postim de bucate, ci este mai mult o așezare, care nu ține seama neapărat de lungimea postului, este o așezare duhovnicească, așa, care trebuie să fie ritmic. Eu îi mai țin așa cu părbunița credincioșii mei. Credeți că noi nu suntem nici sfinți în Sfântul Altar. Mai așa și... Am spus că suntem păcătoși. Suntem păcătoși, dar... Primul lucru care am demitologizat. Și eu am fost ucenic al multor preoți, atunci foarte mulți preoți și acum au trecut și mai și foarte mulți preoți prin mâna mea, în pregătirea mea, chiar și părinte, dacă are 62 de ani, este ucenic, încă și a rămas ucenic. Și va rămâne foarte mult. Și, printre altele, și părintele Sebastian, ucenic, și îi mai le pun câte o încercare, așa. Și le iau pe nepregătite, și pe părintele, și pe părintele, de ce există așa, de ce trebuie să zice așa. Și la părtășanie, în vreme, da, protosul, deci întâi stătătorul, care este primul în față aici, el trebuie să spună toate rugăciunile. Și la împărtășanie există rugăciunea pe care o spunem și noi când aia. Cred, Doamne, și mă dăpresesc, că și adevărat cea. Și asta o spune protosul, primul putere. Și într-o zi am dat-o Părinte Sebastian, care era al doilea sau al treilea la rândul și el, repede, să facă ascultare. O zice, știi,
când dau și mă mărturisesc, cel din tâi sunt eu păcătos, vin și mă fac cel din tâi. Și îi spun, zic, dar de ce ai spus tu rugăciunea? Tu trebuia să o spui? Sau protosul? Păi dacă m-a spus, nu, eu te-am întrebat de ce vrea să spui nu, părintele paroc, cum zici tu mereu, că el mă bat la cap. Tu trebuie să o spui primul. Și de ce n-a spus-o noastră primul? Dar ce vrei să recunosc că sunt eu primul păcătos? Așa. Că, sau le mai fac de la zi, cel de întâi sunt eu. Și cum zic, tu ești al doilea, tu ești al treilea, tu ești al patrulea. De fine, cum este la rând. E bine? Am greșit. Apropo de... Da, despre canoane, ce se întâmplă? Sau canoanele pe la greci și pe alte religii creștine? Nu, da. Sau de ale noastre ortodoxe? În ortodoxie, canoanele nu sunt niciodată desuite, depășite. Ele arată, de fapt, o anumită stare. Părinții, unii sunt mai aspri, alții sunt mai îngăduitori, dar ceea ce pot să spun este următorul lucru. Canonul este cel care ne dă diagnosticul, gravitatea bolii. Deci când ai făcut un păcat și Sfântul Cutare spune 20 de ani să te împărtășești, ai dat 1000 gram. Da? Dar, și eu vă spun asta auzindu-l pe Părintele Cleopa, pe care l-am cunoscut în 1979, eram elev la seminar și de atunci, în fiecare vară, până am terminat facultatea și după aceea, ritmic, în fiecare vară am mers la Sigestria. Și ce spune Părintele Cleopa? Canonul spune 20 de ani și asta spune, Domnule, e mare păcat, adică îți dai seama, el îți dă diagnostic. Dar zice, canonul are acribie și are economie. Și pe Părintele Cleopa l-am auzit. Îmi zice, bă, zice, canonul 20 de ani. Îi dai rânduială. Îi dai canon în sensul, adică îi dai să facă rugăciune, să se așeze, de fapt. Asta e. Nu că aduci tu, aduci tu ceva lui Dumnezeu ca să meriți. Nu, nu, nu. De fapt te așezi. Te așezi în cale spre Dumnezeu. Da. Și atunci, mai departe, spune Părintele Cleopa, vine la două luni și a făcut nevoință. Îi mai scas 3 ani. Și iar mai vine și spune că a făcut, îi mai scas 3 ani. Și de la 20 de ani, Părintele Cleopa, care era ascult totuși, ajungea la 3 ani sau la 1 an. Deci aici arată foarte clar că raportul nostru cu Dumnezeu nu este un raport juridic, ci este un raport de la persoană la persoană, așa cum spuneam, părinte, tată și fiu. Dar în același timp, canoanele nu sunt altceva decât niște borne care ne așează pe cale, ca viața noastră să nu fie haotică. Ați văzut că dacă te duci undeva într-o imensitate, într-o metropolă, chiar la București, dar aici, spune, dar fii liber aici. Nu poți să fii liber dacă nu știi nimic, dar spune, uite, mergi pe strada asta, ajungi în cutare loc și așa. Astea sunt canoanele. Canoanele sunt, la fel ca dogmele bisericii, niște orosuri, niște borne, niște puncte cardinale în haos, cum spune Nichifor Crainic, prin care tu te așezi pe cale spre Dumnezeu. Ești pe cale. Ești pe cale. Și între... Deci, de aceea, canoanele nu sunt niciodată depășite de suiete. Că spunea, hai să dăm alte canoane. Nu. Sfinții Părinți nu sunt niciodată depășiți. Ei doar ne ajută, ați văzut, și medicul. Medicul are anumite simptome, dar în același timp el se uită la om, la persoană. Pentru că omul nu este un organ bolnav. Un cap bolnav, o inimă bolnavă sau numai un stomac bolnav și așa mai departe. Omul este persoană. Și dacă în medicină omul trebuie privit integral, este, nu există boală în sine, ci există bolnav. Pentru că fiecare boală se manifestă la fiecare. Diferit. Același medicament s-ar putea să nu aibă efect. Deși boala ar fi cam aceeași. Vă dați seama la duhovnic, sunt unii, spre exemplu, a venit la mine, eu am, cum să vă spun, fiecare duhovnic are o rânduială lui, un fel al lui de-a fi. În facultate, singurul duhovnic care mi s-a potrivit a fost Părintele Sofian. Să nu spun, am spovedit prima dată la Părintele Galeriu și nu mi-am potrivit, deși eu îl iubesc foarte mult pe Părintele și am fost cel care, mă rog, am făcut întâlniri, dar nu s-a potrivit. Aveam nevoie de blândețea Părintelui Sofian, că așa era firea. Și atunci am realizat că unii
Și a venit la mine o doamnă care era obișnuită cu berea de sârmă. Și a zis, doamnă, mergeți la duhovnic, că nu am perit de sârmă. Adică trebuia să simtă ea că... Și a spus, uite, mă, nu prea ne justificăm la Doamne, Doamne, decât atât ne smerim, ne pocăim și... E mult mai bine să simți că ești nevrednic decât atunci când zici, mă duc, mă împărtășesc, mi-a făcut ca nu, m-a făcut cu tare, nu. Aici, deci, vedeți, canoanele, pe unii pot să, dacă îi aplici acribia, pot să-l îndepărtezi, celălalt vrea o oarecare asprime, deci de la persoană la persoană. Între acribie și economie, de fapt, este duhovnicul, pentru că Dumnezeu este persoană. Și dacă noi aplicăm acribia tâlharului de pe cruce, el n-ar fi trebuit să se mântuiască niciodată, dar s-a mântuit. Deci aici este, de fapt. Da, mi-am adus așa aminte ce a spus părintele. Noi suntem, fiecare avem rolul nostru de acri. După părinții, duhovnici pe care am avut. După părinții fizici care am avut, dacă acasă, s-au văzut în jurături bătăi, nu știu ce, putarea, în bici, putarea, tot mama fugită pe așa, și de la care a crescut în casă, la rândul lui, așa trebuie să fie, trebuie să bați femeia, să fumă copiii, așa. Unde s-a văzut în casă, nu, n-am zis, nu era eu, da, dar în general, așa. Ei, și părinții de pânză, părintele de copii, eu am avut părinți buni, blânzi. Penultimul din trei, părintele Macare, de la Pasăre. De la Pasăre. M-a dus și am cerut, după ce am avut părintele, iubirea Stoicescu, l-am avut. Așa. Și pe urmă, părintele Macare. Și duhovnicul de foc. Da, duhovnicul de foc. Și când m-am dus la părintele Macare și i-am spus că părintele Gheanu mai este și în caut duhovnic și că sunt preot, mi-a zis, zice, o singură condiție ca să te primesc. Care? Știi că ai puterea dată de sus, prin harul tău ție, să legi și să dezlegi. Da. Ei, la mine, dacă vrei să vii, să-ți fiu duhovnic și tu să te spără, trebuie să renunți la una din drepturile tale. Care? Să nu legi pe nimeni. Numai să dezlegi. Te lege, da. Zic, dacă vrei, și am zis, mă rog, și bun. Și eu zic, de ce? Niciodată n-ai să știi. După ce care l-ai legat, și tu ai plecat de acolo, să alegi în altă parte. Și s-a legat și ăla vrea să-ți pocăiască. Și nu poate că ești legat de tine. Deci nu lega pe nimeni. Și de atunci am devenit mai bun. Și ați văzut că... Așa, și am avut și cazul meu, zice, păi, dar nu mai dat niciun canon. Și eu vreau să-mi dați un canon. Zic, nu cred că ai vrea. Păi eu vreau. Bine, zic, știi ce canon să se potrivește ție? Să nu mai calci în biserica asta, să nu mai spui părinte duhovnic, când o viață vei avea după pământ. Îl primești? A, nu mai vreau niciun canon. Și atunci ai zis, de ce o ceri? Dar și gură. Era la aia, mă pisa la capăt de ziua, la Domnul, zic, asta e canon ca să-l aș da. Să nu mai calci în biserica asta și să nu mai spui părinte după câte viața ai vrea. A, zice, nu. Și a rămas în continuare. A, așa. Și să zbăvădește și nu mai cere canon niciodată. Dar apropo de acribia canonelor, părintele Groban povestea, nu știu ce duhovnic era la Silvestria, dar era ascult. Nu știu cum îi chema, Odbar, Salufi, dar ceva de genul, haide să... Dar oricum, zice, bă, și cât e de apă, ai lindii Odbar, Salufi, are. Băi, 20 de ani are pentru aia. Încă 20 de ani pentru aia, înseamnă că el la 100 și ceva de ani trebuie să se împărtășească. Aici nu se măsoară pocăința îndurată neapărat. Sunt oameni ca tâlharul de pe cruce care realizează pocăința într-o clipă. Este o poezie duhovnicească, cred că este a părintelui Ioan Iacob Zevitu, nu mai știu exact, când povestește despre un creștin sărac care vrea să se sinucide pe Marul Iordanului, pentru că duhovnicul legase până la moarte. Și atunci, văzându-l, l-a împărtășit imediat și a sărbat. Cred că Sfântul Ioan Iacob Bozevit. Este minunat. Deci, lucrarea lui Dumnezeu este atât de tainică, nu se încadrează nici mecanic, nici aritmetic și așa mai departe. Ea ține de taină și, repet, întotdeauna să vedeți toate lucrurile lui Doamne, Doamne, în părinții mei. Și atunci e minunat. Că asta e. Asta e cea mai mare revelație pe care doamna Cristina, colega. Noi avem un consilier acum, doctor psihiatru și fost director la spitalul 9, să zicem,
la 9, zic. Da. Și la întrebări, domnul doctor, dumneavoastră, nu vă împărcați cu nebunii care au țacut. A, eu pe mine, foarte bine. Cu ăștia de afară mă împărcă. Cu ăștia de afară nu mă împărcă. Păi, mă ascultați, nici nu mi-a tratament, nu știu ce mă ascultă. Și până pune Părintele Mihai o întrebare, cineva care e cunoscut și răspunde la telefon și are niște răspunsuri de genul ăsta, știi? Eu circul foarte mult cu mașina, zice, zic, ce faci, unde ești? Când zice, sunt la 9, nu sunt mai scris la 9, dar cu mașina pe asupra. Zice, ce faci, unde ești? Zice, sunt la cimitir. Era la cimitirul pe lucrurile. Ce faci? Ce sunt la poliție, la poliția. Deci nu mai este a fost la cimitir, la obelul, la crematur, la băi, dar tu ai un loc în care să zici tu că ești undeva în nume. Da. Dar el chiar era să rapă acolo. Nu trecea pe lângă. Sau trecea pe lângă. Era. Știți că nu este, Părintele Arsenie Bunca este foarte mult venerat și foarte mult și este foarte bine. Și există această da, dezbinare. De ce nu este recunoscut așa? De ce nu se lasă cărțile care s-au scris să fie cercetate? Și îmi pun și mie mulți întrebare aceasta și vreau să ne avisați și spun, dragă, dacă sincer, simți și vrei să te duci, te duci. Nu vrei să te duci, nu te duci. Da. Acum, chiar am avut că aseară am discutat și cu preoții, da? De la pagina părbați care ai mai anță, așa, despre bine, am avut o întâlnire despre Mircea Vulcănescu, se împlinesc 110 ani de la nașterea lui Mircea Vulcănescu, cel care a murit în închisoare în 1952, născut în 1904, și mi-a pus și această întrebare cu Părinte Arsenie. Acum, ce pot să vă spun eu? Unul, lucruri pe care le-am cunoscut. Ceea ce știu este următorul. Sunt următoarele. Mai întâi, Părintele Stăhimăie, când a început traducerea Filocaliei, a început la îndemnul Părintele Arsenie, care i-a adus de la Sfântul Munte, i-a adus manuscrisele Filocaliei. Mai mult, dacă veți citi în ediția Princeps a Filocaliei, veți vedea că Părintele Stăhimăie îi mulțumește Părintele Arsenie Boca. Îi mulțumește mai întâi pentru că i-a adus manuscrisele, pentru că l-a încurajat. Și că chiar a scris, la un moment dat, după dictatul Părintelui Stăniloae, avem un manuscris. Apoi, Părintele Stăniloae îi mulțumește și pentru faptul că, fără Părintele Arsenie, n-ar fi difuzat primele 4 volume de Filocalie. Credincioșilor care veneau la sâmbăta de sus. Așa, deci toate exemplarele s-au epuizat. Deci Părintele Arsenie a avut acest rol misionar. E adevărat că la un moment dat între Părintele Arsenie și Părintele Stăniloae a intervenit o oarecare distanță. Mă rog, Părintele Stăniloae, și pot și spun care a fost. Părintele Stăniloae, care avea o cuvință deosebită, era un pic deranjat de faptul că Părintele Arsenie venea cu cea care va fi mai târziu Maica Zanfira și a spus, frăția ta ești călugă, să nu-ți mintești lumea, lumea nu înțelege. Așa. Și a intervenit. Dar dincolo de toate, eu nu mă pronunț aici și nu fac judecăți de valoare. Am să vă spun un lucru pe care eu l-am înțeles. Am fost la Grăgănescu, unde a pictat Părintele, când eram student. Și ce m-a impresionat? Are niște, să zic că, da, să zic ca niște profeții, niște replici profetice. Spre exemplu, în baladele diavolului, Gogoșile, în partea stângă, spune așa. Nu vă mai trebuie minte că vă delegităm noi la toate nebunile. Asta o spunea în 78-80, când scria acolo. Ei, dacă ne uităm astăzi, tinerii, copiii, nu mai au minte. Deci ei sunt delegitați. Ei își însușesc în internetul modul de a cânta, de a se purta, chiar în gesturi și așa mai departe. Deci ei nu mai gândesc, totul îi se inoculează. Televizorul,
netul mass media sunt noi pedagogii ai copilului. Nu vă mai trebuie minte că vă trăindăm noi toate nebunii. În 78-80 scrie asta. Bun. Mai departe, o altă replică. Vindem yoga, teozofie și budism. Atunci nimeni nu se gândea la asta, dar după Revoluție, pe tarabe se vindea yoga, teozofie și budism. Acum nu știu cât se mai vine, dar atunci a fost o explozie. O altă profeție. Totul este minciună. Și minciuna. Ăsta e adevărul. Adică s-a ajuns și în așa zis, sub postmodernism. Acum adevărul absolut nici nu mai contează. Contează dacă ai retorică. Deci dacă tu ești tare așa, ăsta e adevărul. Adică nu contează că adevărul, că ceea ce spui este minciună. Dacă ai retorică, spre exemplu, cum suntem noi, când mai avem anumite, mai votăm sau nu știu ce. Ceva de genul, domnule, minte-mă, dar ești tare pentru că mă minți frumos, ceva de genul acesta. Totul este minciună și minciuna, ăsta e adevărul. Este, de fapt, o profeție, așa am considerat eu, care surprinde foarte bine postmodernismul. Unde adevărul ține doar de retorică, nu mai există. E adevărul meu, adevărul tău, adevărul meu, nu e niciun lucru. Mai departe. Zice așa, celor care citesc Biblia și care se consideră sfinți și repudiază pe Maica Domnului pe sfinți, spune diavolul. Tot acolo. Citiți Biblia cum vă taie capul, spune diavolul, și noi o știm pe din afară. Și sfinții în fantezie vă voi face. Extraordinar! N-am mai întâlnit o asemenea formulă. Auziți? Sfinții în fantezie. Eu am impresia că sunt sfinți, noi suntem, așa. Dar dacă nu ai sfinți reali, concreți, istorici, de fapt, în mintea ta este ceva abstract și impersonal. Este o formulă, vă spun, extraordinară pentru cei care spun că Biblia și nu știu ce și Biblia, ca și cum Mântuitorul Iisus Hristos ar fi scris o carte și a zis, băieți, asta e, o interpreta așa, dar de fapt, Evanghelia știți foarte bine că a fost așezată în scris mult mai târziu, că de fapt, după pogorârea Duhului Sfânt, fiecare Sfânt Apostol a devenit o Evanghelie întrupată, vie. Când s-a dus Sfântul Apostol Petru la Poarta Frumoasă, i-a cerut slăbănogul milostenii. Și i-a spus, au, și agenuam, dar ce... În numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune ce se ridică, l-a vindecat. Evanghelia întrupată. Cum adică? 12 apostoli, în locul Iuda, a fost ales Matia, din care majoritatea erau oameni simpli pescari să răspândească Evanghelia pe la marginea pământului. Asta e Evanghelia. Evanghelia se ceară cumva. Da. Și aici este de fapt... Aici este consider eu, mare minune. Revenind la Părintele Arsenie, o altă replică. Veniți după mine și vă voi da așa o libertate încât să vă puteți și sinucide, dacă vrei, spune cel micran. Adică îți dă libertate, libertatea, impresia că e libertate, te neci în această libertate, care de fapt nu este libertate, este o robire, și după aceea ești pe culmele dispărării și, uite, te poți și sinucide, dacă vrei. Așa. Sau, eu sunt Odan, Mamona și Priap. Și Părintele Arsenie se refera, lucrul acesta îl găsim și în Giovanni Papini, în Viața lui Iisus, dacă veți citi prologul și epilogul Vieții lui Iisus. Odan este zeul războiului, cine are putere ăla se impune. Mamona este banul și templul lui este banca. Iar Priapul se vinde peste totul de sfârnare. Deci, Părintele a anticipat ce se va întâmpla mai presant decât înainte chiar. După aceea, în partea dreaptă, la parabola celor chemați la cină, este o scenă, este un individ care și-a luat cai, putere și așa mai departe, mașini și toate celelalte, un individ îmbrăcat sumar, cum am stat noi într-un fel de tricou, în bermude, în niște șlapi, în fața unui ecran, monitor, poate fi televizor și așa mai departe, cu un telefon care are un fir, dar mai mult frizează telefonul mobil,
Și cu antene parabolice, dar cu antene satelit, care te pot foarte bine, te pot observa, te pot, antene satelit. Ei, spuneți mie, în anii 78-80, cine putea să gândească la așa ceva? Pe de altă parte, am mai avut o însă. Eu vă spun ce am constatat pozitiv. Nu mă fac nici apărătorul, nu sunt nici împotriva cuiva, dar trebuie să spunem, uite, asta am văzut, asta am înțeles și așa mai departe. În Sfântul Altar, spre deosebire de registru obișnuit, în partea dreaptă, undeva registrul așa, intru în Sfântul Altar și ce credeți că e pictat acolo? Sfântul Mucenic Ștefan cel Nou. Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou. Sincer, nici nu știam cine e. Dom'le, cine este? Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou este un mucenic din vremea iconoclastă. Când au fost împărații bizantini și au prigonit icoanele și se știe că monahii au fost cei care au apărat icoanele. Și atunci, am întrebat, totuși, ce caut aici? Răspunsul l-am primit. Sfântul Mucenic Ștefan cel Nou se prăzmiește pe 28 noiembrie. Ce este 28 noiembrie? Data trecerii la cele veri și a Părintele Arsenie. Să vă spun, sunt unele lucruri pe care nu le poți ignora. Am fost întrebat, doamne, și ce părere la dimensiunea asta este profetică. Dincolo, nu mă întrebați. Fiecare poate să interpreteze, să spună că pictura nu este și așa mai departe, nu mă amestec în Ierminișa. Eu m-am spus ceea ce mi-a plăcut. Și astea sunt mărturii, așa. Eram student când am văzut prima dată, după aceea am mers de câteva ori. Deci sunt niște... și chiar icoana Învierii este... are ceva deosebit în ce sens? Că Mântuitorul Iisus Hristos pe icoană străbate piatra mormântului. Străbate piatra. Și de fapt așa este. Că nu a venit Îngerul să dea piatra ca să iasă Mântuitorul. Cum s-ar sugera, știu eu. Nu. Acolo Mântuitorul Iisus Hristos a străbătut giugiurile și piatra mormântului la înviere. Deci sunt multe lucruri pe care nu pot spune. E ceva. Dar în rest, ce să vă spun? Dacă mă gândesc de profesor, în încheiere, se pare, dacă mi-a spus la mine de mine, dacă poate mi-a spus la mine de mine, poate mi-a spus la mine de mine, este o mesajare și poate o creștină care arată la locul. Ceea ce ne dă mesajul, că nu va reuși. Eu sincer n-am înțeles mesajul meu tuturor gemenii. M-am uitat acolo, nu am asta. Dar replicile astea este indicator, este indicator. Dar replicile acestea, vă spun, le-am reținut și mai ales acel individ. Este exact individul de astăzi, care este pur și simplu fixat în fața monitorului, așa, într-o ținută legeră, în bermude, cam așa e șlap, un tricou sau ceva de genul ăsta, un telefon, exact telefonul mobil pe undeva, are un firicel așa de care să pierde, niște antene parabolice, dar de fapt sunt niște antene satelit. Că băieții ăștia acum zic că ne văd tot, ne filmează tot, noi suntem obsedați că asta e suspiciunea generalizată, dar toate elementele acestea, în 78-80, deci vă dați seama, nu prea erau atunci la îndemână. Deci, dacă mă întrebați, eu am spus ceea ce admir. Nu vreau să spun mai departe. Fiecare în sinea lui se raportează cum poate. Permisiunea dumneavoastră trebuie să anunțăm și pentru săptămâna viitoare. Deci, lunea viitoare, pe 16, ora 18, avem un alt invitat, avem pe președintele Asociației Ortodoxia Tinerilor, care, Claudiu Bălan, care a scris o carte numită Mulți tineri și-au păstrat fecioria până la căsătorie. Mulți tineri. Ce de tineri avem aici? Nu dacă dumneavoastră sunteți tineri și v-ați păstrat fecioria. Deși avem câteva persoane care sunt în această sală, până acum, la 70 și ceva de ani, dar aveți copii, aveți nepoți, sunt nepoți, despre care ați văzut ce spunea părintele. Băi, trebuie îndrumat. Părinții. Filiația, apartenența la tată, la mamă, la bunică, la bunici, cum să-și păstreze
fecioria nu numai trupească, dar și fecioria sufletească. Că de aici pleacă. Fii fecior era o mândrie. Feciori. Acum dacă ești bolnav, foarte bine. Da. Mulțumim, părinte, pentru și pentru rugăciunea.